Ca salutare că și bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să încerc și o să filmez. Nu trebuia să bag în gaură. Trebuia efectiv aici, da. În fine, o să încerc să fac episoade pentru toată săptămâna, dar în weekend. Ca să nu... Să nu mai avem nicio treabă. Bine, aici puteam să dau liniștit. Rut, asta cred cu băiatul, cred că am jucat. Aș că o să jucăm cu două persoane random și să vedem dacă ne bate sau nu. What? Mega price pot. Ia uzi, mă. Alt dragon, dar mă gândesc că o să folosesc ceva hack. Deci sunt curios la treaba asta. O să facem în felul următor. 2 minute. Oprim aici și punem pe scena de intermission. Eu zic că e mai bine. Așa, cât timp stăm pe... Asta, pe... Joc aici. La prețul ăsta... Nu știu dacă o să câștigam. Hai să vedem. Joacă bine pe atât. Eu am încercat numai să le sparg. Efectiv. Și... Mi-a intrat două direct. Da, deci nu... Nu. Nu cred că avem șansă. Nu-i problemă, că ăsta ar fi numai primul meci. Și așa o să fac, ca să țină și canalul ocupat și pe voi ocupați. O să fac episoade, o să cer să fac de fapt episoade pe timpul săptămânii. Și trebuie să mă concentrez, nu? Bine, bun. Da. Și dacă spun ceva, eu sunt... Mirama să nu intre. Aha. Da, cu 2-1. Bă, curios. Deci dacă îmi dă chestia asta direct... Păi eu nu am nicio treabă cu banii, mă. Hai să jucăm random. Am vrut eu. I-am dat acum șansa să câștige. Asta e 4 la 4 mingi. Să vedem dacă bagă oricum cu hack-ul, nu mai are ce să mai folosească, pentru că nu... Deja să efectiv să dă bani la ele. Și... Nu știu pe unde dai, mă. Dai cu boltă sau cum dai? Trebuie să ai un pic noroc. Dar o băgam mingea mea. Și unde e alba? Mamă, de alba. Ia să vedem dacă pot să fac treaba asta. Da, pot. Acum cu 1 și cu 3 mai am. Pot să mă risc oare? Da, pot. Nice. Bine, pe lovitură. Chiar mi-a plăcut și mie. Deci eu unul chiar sunt curios efectiv dacă câștig acum. Mai aveam 3 de băgat. Cât noroc pot să am, efectiv, să dau un 1 și să margă, în 3 să margă tot la fel, adică... Hai, mă. Deci 100 ar fi pe meci. Bine, mă gândesc că trebuie să jucăm foarte multe pentru... bine că m-ai blocat pe mine. Aici o știu un pic pe atunci ce să facă. Dar și eu știu ce să fac. Nu s-a așteptat la treaba asta. De acum. Dacă dau un... Asta e posibil să nu meargă. N-am avut altcum acum să dau. Cred că se aude ceva pe fundal, e pe ventilatorul meu. Deci 2 pe 2. E bine. Hai că... Nu, uite, un exemplu
Dacă m-am mișcat odată, nu mai pot să mai mișc a doua oară. Mai bine că joacă de pe telefon, din câte se poate observa. O să jucăm cu... O să facem episod de random, adică nu o să facem numai cu un joc. Și... O să facem cu mai multe jocuri pe parcursul săptămânii. Sper să-mi iasă treaba asta și să țin canalul cât de mult ocupat. Bun, eu am câștigat prima parte. Ok. Mega prize. Aha, deci asta trebuie să treacă la un moment dat, nu? Ehe, v-ați prins ce am făcut, nu? Așa, l-am salvat și pe ăsta. Hai să mai jucăm încă una. Birthday Wonderland. Mamă. Asta e pe bronz, băiatul. Hai să-l mai spargem încă o dată. Mi-a intrat ceva. Iar cu plinul o să fiu parcă văd la treaba asta. Sau... Hai să dăm așa cum e, apoi vedem noi. Neagră să nu intre apă, până rest e bine. Eu sunt cu goale acum. Ok. Ești cu goale, tata. Deci dacă se ducea și mingea asta era... Ui, mamă. Bă, mă-ți spus, n-am vrut să fac live. Pentru că... Na, am zis. Ieri că o să fac... Astăzi, dar... Azi, din episodul ăsta pare lung și duminica am făcut episodul, nu, da, duminica am făcut episodul și vorbesc despre pentru sâmbătă, știi? Am zis sâmbătă că o să fac live, duminică vreau să mă bag neapărat pe treaba asta, că să văd dacă chiar se poate. O să jucăm și împreună cu voi, dacă și vreți, desigur. O să las pe undeva pe aici, să puteți... O să las pe Discord, cred că codul, sau nu știu care o să mă întrebe, pot să vă las codul și atunci ne putem și juca. Și vreau să mă bacă pe la nu am apucat. Bine că știi care e ideea? Vreau să fac în felul ăsta, o oră cu un joc, o oră cu un alt joc, știi? Cam asta ar fi. Că să mă joc 2 ore un joc, asta ar însemna să... Bine, uite, un exemplu, Mir 4, m-am jucat și 5-6 ore în continuu. Deci n-am schimbat jocul efectiv deloc de când am început. Nu că nu-mi plac jocurile pe care mă joc, îmi plac. Dar de multe ori depinde de dispoziția mea. Și cam aia contează cel mai mult. Că... Mamă, de ce prostesc. O să bag în gaură. Pun pariu că... Deci nu pot să cred că nici nu am mișcat 11-lea. Da. Nu, no, eu nu mai zic nimic, efectiv, adică... E așa că de seară la muncă. Tot la fel, o săptămână minunată să aveți. Fiecare mergeți la muncă. Sau la școală, sau... Nu, mă gândesc că la școală nu mai puteți, că deja... S-a terminat. Hai să îl bag și pe ăsta. Și cu următorul o să fie un pic cam ciudat. Deci sper de aici să nu iasă din gaură. Perfect. Acum. Dacă îl dau așa, e posibil să-mi intre a mea. O să intre neagră. Mamă, nu cred așa ceva. Bă, deci nu cred. Bine că poate băga 5 și după aia neagră pe efecte cum vrea. Hai să... Despăretă. Deci e pe poziție efectiv. Hai că e pe poziție, dacă e. Nu cred. Mamă. Bă, deci din gaură au ieșit. Nu.
nu țese. Și eu am încercat treburi de genul, stai liniștit. Deci nu o să iasă. Și acum trebuie să dau cumva, că nu pot. Doamne, dă. M-am așteptat la treaba asta. Hai că nu toată ziua duminică. Bine, astăzi e, na, da. Bă, dar efectiv stăm destul de mult la asta, două, nu? Fii atent. Bine, mă. Am ar fi o fază să-mi selectez, nu știu, pe ăsta de mijloc. Bă, vezi dacă nu ești abonat la Happy. Ai pierdut. Bun. A doua parte. Oare... Next win 4 puncte. Păi și câte trebuie să jucăm efectiv? Hai că mai jucăm încă una și după aia vedem cum o să fie. Chiar vreau efectiv să și pierd. Pardon, ca să văd cum se rezolvă jocul, da. Din păcate n-ai băgat nimic. Iar nici n-aș vrea să fiu cu plinele, ha? Ba, hai să fim cu plinele. Dacă tot... Mamă, de ce repede nu-i dat aici? Parcă o să... Nu. Tot am impresia că iese din gaură la cum dau, știi? Tot timpul mi se întâmplă treaba asta. Și trebuie să găsesc sensibilitatea bună. Mai că am găsit sensibilitatea bună, nici nu cred. Mamă, uite-te la asta. Brodere... Mai îmi vine să plâng aici, nu? Mersi de minge. Te pup. Ai mei de. Nu, încă nu-i... Am vrut direct să și dau, da. Nu-i pe poziție. Eu luăm rigla, cum a zis cineva la un moment dat pe... Da. A zis cineva la un moment dat pe live că luăm, punem rigla. A, nu. Nu, nu, nu. Nu e după 8, da. Nu prea văd un rezultat. Nici el nu prea cred că are pe unde să bage acum. Noi mai avem încă 3 mici, e bine. Ba, m-au avut unde să bagi. Ne, ai vrut tu. Ai vrut? Bă, știi ce-ar vrea să fac, mă? Adică acum asta și m-am gândit. Să facem episoade pe zile. Deci cum... Da. Ziua 1, ziua 2, știi? Mă uit acum că câte episoade am făcut în playlist. De la 8 de la biliard. Nu, 8 asta acolo. Și să enumăr. Și vreau să ajung până la, nu știu cum să zic, 100 de zile. Să vedem dacă facem level destul de mare, unul la mână, cu levelul, și să jucăm cu sume din ce în ce mai mari, dar fără hack. Și așa o să și pun în tag. Hashtag, ziua 7000, nu știu cât, fără hack. Știi? Au, parcă văd că... Deci, fii atent cum nu o să bag nimic. M-am gândit. Da, cam așa face, cum am făcut la Fortnite. Și dacă reușește treaba asta, e destul de bine. Bine, între timp, cum am și zis, o să jucăm și cu și alte jocuri, deci nu numai
Biliard. Na, ați apucat să-ți bagi level sau așa mai departe. Nu știu, n-am jucat niciodată cu hackerișele. Nu, n-am, efectiv, da. N-am jucat efectiv niciodată cu hack-ul. Nu știu dacă apuc eu la treaba asta, dar nu. M-am gândit că o să apuc, dar nu. M-am 5 de băgat. Deci suntem acum 4 puncte luăm. O să jucăm și un pic mai încolo. Vreau după episodul ăsta să mă duc la un alt joc. O să vedeți după aia. Stațiană. Cam asta o să apară pe marți. Și cam asta o să țin în loc de live-uri. Deci, îmi pare rău. Sper că se poate înțelege. Vin și eu obosit de la muncă și ne vreau să stau să mă duc. E că da, schimb trei tot timpul. Intră numai la 1, 4, 5, intru eu, adică... Bine, bună fază. Deci trebuie să mă înțelegeți și pe mine, așa că nu uitați de butonul de like și subscribe, guys. Băi și fete. Hai, bine pe băgat. Să mă bag aici, să... Bă, deci nu pot să cred, mă. 5 ăsta e blestemat, jur. Băi, bag acum 10-le și 8-ul. Nu mai avem... Da. Da, lasă acolo. Hai, câștigă. Oricum am zis la început că vreau efectiv să văd și dacă pierd, îmi scade mult din puncte sau cum e. E, ai vrut-o din poziția aia să bagi direct acolo, mai bine băgai dincolo. Nu mă spun. Iurgen, e neamț, cred că băiatul. Deci dacă iese din gaură... Uite, sărăcie. Ah, mai bine de dat mai încet. Efectiv. Apoi, hai, GG. Stai să dăm și un muj la băiat. Doi mujuri, perfect. Nice. Deci din locul 4, am ajuns pe 3. Ah, deci nu putem juca numai în caz dacă... N-am gata punctul asta, bine, dar uite-te care și prețul mare, adică... Bun, guys, eu v-am lăsat o zi frumoasă, aveți cu donare, ne auzim data viitoare, pa, pa!